Superliga vă este oferită de Superbet. UTA CS Mioveni este cea de-a doua partidă a acestei etape cu numărul 23. Etapă care va ridica serioase probleme din cauza suprafețelor de joc, din cauza zăpezii. Odată cu trecerea timpului începe meciul, lume multă. Repet, arădenii n-au mai gustat o victorie de 12 etape. Amenzilor, lucrurile urmând să nu se mai întâmple la fel de acum înainte. Șut modest până la urmă, chiar dacă prinde mingea așa în doi timp, este șutul lui Pop, care era în Liga Secundă, Alexandru Pelici. E, aici este interesant, iese portarul, jocul continuă, poarta este goală, atenție! A ieșit de acolo Iacob, arbitrul aproape de frază, Andrei Moroiță. Aici poziție de șut, un șut care vine, gol! Mioveniul lui Tică dă lovitura la primul șut pe poartă. 1-0 pentru Aspes, gol marcat de un fotbalist care are o carieră interesantă, un CV interesant. Să vedem dacă avem VAR. Benaib. Fentă aici, îl pune jos pe Benga și apoi șutează excepțional. Nu știu ce ar putea să se descopere la VAR. Acesta este un jucător foarte interesant. A doua astăzi, da, mai avem până la final sezonului. E o minge trimisă cu capul aici de Kindriș. Foarte probabil echipele de Superliga care vor termina pe locuri de baraj nu vor avea probleme. Calari pe jos, la semi-înălțime mai degrabă, la Postolachi, dar nu putea să dea de acolo. I-a venit mingea. E, aici ar putea fi o problemă pentru Mioveni, dar nu putea să dea de acolo. I-a venit mingea. E, aici ar putea fi o problemă pentru Mioveni. Asta nu pot să se vă. Ieftine. Sigur, sunt și abonamente, copiii au un regim aparte. No! Atenție! Penalti pentru Mioveni! Pune mâna pe el acolo, dar Cocealari, dar... Mâna asta nu știu dacă este, la picioare apoi. Benhaib, Iacob, ce bine, ce elegant, ce siguranță are în execuție. 0-2. 0-2, UTA Mioveni. Deci oricum nu era pe linia porții acum în momentul șutului. Dar asta nu l-a ajutat cu nimic. Eu v-am spus, fotbalist care a stat 6 ani în prima ligă din Belgia, n-are cum să fie rău. La 24 de ani. Aici o poziție bună. Centrarea, mingea respinsă de Garuti. Postolachi ratează șutul. Îl văd aici în poziție mai centrală. E adevărat, acolo e Miloșević, care e mai înalt și el e trat la pauză. Postolachi tot în bandă. Jucător mai înalt, ratează complet aici execuția. Talie. Postolachi face ce face și își așează mingea. Șutul din prima. Gol marcat de UTA. Ce torpil a reușit să prindă Miloșević. Cred că este prima dată când dă, cu siguranță e prima dată când dă la poartă jucătorul muntenegrean. Din drop, mingea vine bine, perfect chiar, nu stă pe gânduri, dă la poartă și bagă mingea în poartă. Punea mingea, mâna pe minge grea, se accidenta aici. Dar cât de tare a putut să dea și de aproape, cine știe când a văzut mingea. E... Mai e de joc. Superliga vă este oferită de Superbet.